Gata, suntem. Bună seara, doamnelor și domnilor, numele meu este Radu Buzeanu, ne-am mai întâlnit pe aici, dacă vă aduceți aminte, în fine, au mai trecut oameni, am văzut că a fost și domnul Băsescu, s-au mai perindat oameni pe aici și posibil să nu vă mai aduceți aminte. Ne-am mai cunoscut, am mai dat replici, poate stăm și mă gândeam acum, chiar înainte să intru în direct, bă, am zis și eu ceva memorabil vreodată la B1 TV să mă țină lumea aminte când apar acum să știi de unde să mă ia, că în România foarte important e să știi de unde să-l iei pe omul ăla de le vezi la televizor. Treaba este că apar, sunt foarte multe televiziuni, apar foarte mulți oameni, toți apar pe fond nervos. Și nu mai știi să-i diferențiezi. Și m-am gândit, zic, bă, totuși m-am enervat și eu pe aici pe la B1 de câteva ori. Poate știe lumea de unde să mă ia. Radu Buzeanu este numele meu, bună seara. Câtă vreme Radu Banciu, celălalt Radu din viețile noastre, este în vacanță, cât poate fi Radu Banciu în vacanță, pentru că era un fel agitat de a fi Radu Banciu, un fel de a fi veșnic nemulțumit. Stăteam și mă gândeam la el, bă, cum arată omul ăsta în vacanță? Deci cum ar putea să-și desfășoare vacanța Radu Banciu, el fiind tot timpul în incinta unei stări de nemulțumire generală? Și cum stătea el așa în vacanță în viața lui, cum se pregătea să intre în vacanță, a aflat de la conducerea B1 TV că, domnule, la un moment dat o să-i țină locul cineva, tot un Radu, dar o să-i țină locul și s-a enervat un pic în momentul respectiv, a fost un pic deranjat de situație și de idee. Cine-i bă ăsta de vreau să-mi țină mie locul? Cine-i bă băiatul ăsta? Știi cum vorbește el așa un pic amplificat și un pic pe fond nervos ca tot românul aflat în viața proprie. Și ambalat fiind așa, la un moment dat a simțit nevoia să aibă și o reacție. Și Radu Banciu, când are o reacție, știți bine ce gen de reacție are, începe să povestească și să se desfășoare foarte mult și entuziast așa. Și iată, să vedem captura, eram la televizor acasă când văd reacția lui Radu Banciu aflând că la un moment dat o să-i țin eu locul, nu mi-a dat numele, că n-a vrut să-mi facă reclamă. Și iată reacția. Recrutăm oameni pentru lumea lui Banciu, prima așa, și a doua, vă rog, a doua imagine, tot cu Radu Banciu, la un moment dat, ia să vedem ce zice, următoarea, ia să vedem și pe următoarea, nu contează că este vorba de coafeză sau de jurnalist, el se referea aici la mine, vrea să mă ironizeze, vrea să spună că, domnule, are un trecut cam un pic, cam subțire, băiatul ăsta, ca să poată să-mi țină mie locul, trebuie să fie cineva mai de amploare, mă, nu poate chiar așa cineva, oricine vine să... Era un pic deranjat de treaba asta și stai și mă gândeam că în momentul când ironizezi, una dintre regulile ironiei este să nu fii chiar în centrul ironiei tale. Hai să mai dăm încă o dată ultima captură cu Radu Banciu, că a râs, cred că jumătate de oră acasă, abia am reușit să mă mai potolesc asta. Când a avut ultima oară Radu Banciu nevoie de coafeză? Hai să ne gândim la chestia asta. Când ești Radu Banciu, ai nevoie de coafeză. Când ai tu nevoie de coafeză? Sunt unii oameni și n-am nimic cu ei, chiar îmi convine, mi se pare că de la un anumit moment al vieții, de undeva de pe la 45 de ani, 50, nu știu cât are, dom'le, chiar n-ai nevoie de coafeză. Chiar ultimul lucru care ți-ar trebui, mi se par și neserioși oamenii care de la 50 de ani încolo încă mai au preocuparea părului, încă își mai dau cu gel, încă mai cred că pot rezolva ceva, încă mai au chestia asta. Sunt și lucruri mai importante în viață decât să arăți bine. Nu asta contează și nu pe asta trebuie să ne bizuim noi. De aceea eu n-am nimic cu cei care, adică nu vreau să fiu înțeles greșit, dar mi se aportă așa, uite, ironia sorții. Știi cumva, Radu Banciu are nevoie de coafeză. Coafeza sunt eu, Radu Buzeanu este numele coafezei. Și am venit, n-am foarfec aici, dar de tuns o să cam tund un pic din cei și cele care îmi vor trece prin cadru și prin minte. Alt om pe care aș vrea să-l semnalez, mi se pare foarte important la televizor, omul acesta, Teodorovici, vi-l recomand și dumneavoastră, de fiecare dată când îl vedeți la televizor, țineți minte, rămâneți proptit în el, pentru că este un individ care, iară, n-are nevoie de coafeză, dar e în extrema cealaltă. Este un om care n-are nevoie de coafeză pentru că el este permanent coafat, în sensul că nu știi când vine vreo invitație de la domnul Mihai Gâdea, de la domnul Rareș Bogdan, de la toți oamenii aceștia care au nevoie de domnul Teodorovici să facă un pic de lumină când e vorba de economia României și de fondurile europene. Dânsul s-a ocupat de fondurile europene. Este un subiect foarte controversat cu fondurile europene, pentru că toți pare că tot timpul e neclară treaba. Deci tot timpul este treaba asta cu fondurile europene. Vine cineva și spune că a obținut foarte multe fonduri europene pentru România, după aia zic ceilalți că nu s-au obținut. Și e o chestie foarte alambicată. Domnul ia uite-l, Teodorovici, a fost și pe aici pe la B1, l-ați avut invitat, îmi cer scuze. L-ați avut, a fost, a trecut pe aici, da? Tot așa cu frenza, deci mie se pare tot timpul admir felul în care stă părul, adică și când se mișcă de la un interlocutor la altul, domne, părul stă, are un tip, uitați-vă un pic, l-am și sunat într-o dimineață, făceam o emisiune la radio, un matinal, și l-am sunat de dimineață, l-am trezit cu noaptea în cap la 8:30, și l-am întrebat ce șampon folosește, că mi se pare că omul acesta ar trebui să aibă și să facă parte din... Mi se pare că este subestimat, mi se pare că este subevaluat.
El ar trebui să fie în parte dintr-o reclamă așa. Foarte bine stăpânul, e de admirat omul ăsta. În capul lui s-a născut mișcarea rezist. Uitați-vă și dumneavoastră, oricât s-ar mișca el, părul rămâne, are o stabilitate. E foarte bine să ai stabilitate, să fii un om stabil și să stea părul în regulă. O altă personalitate de la televizor și pe care cu toții o privim cu admirație momentele în care apare în viețile noastre, dați-mi voie să-l invit în imagini pe domnul Liviu Dragnea. Nici el n-are nevoie de coafeză pentru că el este permanent coafat, are un tip de păr extrem, extrem de bine stabilizat. Uitați-vă un pic la el, el tot timpul se află în mijlocul unei nebunii. Întotdeauna el a fost omul din spatele multor candidați, a fost omul din spatele lui Mircea Joan, a fost omul din spatele lui Victor Ponta. Întotdeauna în față erau probleme, era o nenorocire. Tot timpul el venea tot timpul să explice dezastrul celui pe care îl susține. Asta este, uite, poza asta aici, îmi cer scuze. Aici lucrez mai în regulă, da, deci are un păr foarte liniștitor. Este un tip care liniștește ca apariție. Când te uiți la domnul Dragnea, parcă te liniștești un pic. El tot timpul are și un ton liniștit de viață, are un ton liniștit în care face lucrurile. Și are și această mustață, eu am văzut poze și probabil că mulți dintre noi am văzut poze cu Liviu Dragnea fără mustață. Mi se pare că n-are nicio relevanță. Omul ăsta, dacă n-are mustață, n-are ce să caute. Deci nu stai să-l asculti pe Liviu Dragnea fără mustață. Și chiar citeam o știre săptămânile trecute cu Salvador Dali, care a fost deshumat, s-a făcut o cerere în sensul acesta, trebuia dezgropat. Sigur, când vorbim de Liviu Dragnea, pare așa o ironie să vorbești despre dezgropat morții și răniții și tot așa. Dar a fost deshumat Salvador Dali și a rămas mustața. Eu cred că după omul ăsta va rămâne, va fi și după Liviu Dragnea, la un moment dat va rămâne doar mustața. Pentru că foarte mulți au tentația și își doresc să-l îngroape pe Liviu Dragnea și se luptă, se apar dosare, apar tot felul de situații, apare căsuța lui. Ați văzut căsuța, noi românii avem tot timpul tentația asta de a diminutiva tot ce se întâmplă, o mâncărică, suntem în vacanțică, suntem la plăjică, tot timpul noi diminutivăm și când văd casa lui Liviu Dragnea, tentația mea asta e să diminutivez un pic, să zic, domnule, căsuța aceea, pe care nu reușește să o explice, dar nici nu-l întreabă nimeni. Pe mine asta mă enervează cel mai tare. Dom'le, apar o grămadă de jurnaliști, o grămadă de microfoane în jurul lor, o grămadă de agitație. Bă, dar unul nu-l întreabă, domnul Dragnea, câte drum, că nu știu ce. Dom'le, dar întrebați-l de casa aia. Eu vreau să existe momentele de conferință de presă, momentele lui de prezență în spațiu public, să-l întrebe cineva. Dom'le, dar totuși casa aceea, căsuța dumneavoastră, de unde s-a născut, de unde s-a iscat ea? Deci nu am văzut că a fost dezgropat Salvador Dali. Acum e foarte greu de îngropat Liviu Dragnea. Mulți încearcă, deschid dosare, fac, e foarte greu de îngropat. Omul acesta rezistă. Și în momentul în care vorbim despre mișcarea rezist care i s-a opus lui, vreau să vă spun că trecem cu toții prin Piața Victoriei și vedem liniște. Este un tip de liniște care s-a aștenut în Piața Victoriei, a rămas acel banner insist și rezist acolo. Din când în când am văzut și nu știu dacă ați remarcat, dacă aveți un pic de preocupare în sensul acesta, o să vedeți că în ultima vreme e foarte mulți pensionari acolo. Sunt niște scaune puse acolo și la un moment dat vezi niște pensionari. Pare așa că se stă la plajă acolo. E o senzație de plajă care există acolo. E un fel de zonă, e un fel de litoral pentru toți așa. Nu știu, în ultima vreme am văzut mulți pensionari acolo. Ce mi se pare mie interesant în legătură cu treaba asta, domne, vedeți bine, undeva în Palatul Victoria acolo, domnul Liviu Dragnea încă se învârte prin jurul miniștilor, încă se învârte prin spatele domnului Tudose, l-am văzut și pe domnul Băsescu aici explicând faptul că nu e chiar așa, că domnul Tudose are un tip de independență față de ei, nu e chiar așa, am auzit multe teorii în sensul acesta și tind să le cred, dar eu îl văd tot timpul pe domnul Dragnea explicând și stau și mă gândesc, domne, înseamnă că până la urmă domnul Dragnea a rezistat. De ce este cel care este cu rezistul? Văd că acolo e gol, e în piața, s-a făcut liniște în piața aceea. Și domnul Dragnea a rezistat. Până la urmă, el a rezistat pieții, ceea ce nu e puțin lucru. Nu e la îndemâna oricui. Și trebuie felicitat pentru chestia asta. Mi se pare că a reușit, a izbândit. Te-ai fi gândit. Deci era părea cel mai urât om. Dar acum stăteam și mă uitam. Până și votanții PSD priveau cu dispreț către el, priveau cu oarecare suspiciune, priveau cu dezaprobare către omul acesta, către Liviu Dragnea. Domnul, el a rezistat, e acolo în continuare, e ca și când s-a vindecat și rana, ca și domnul Victor Ponta, nu știu dacă ați remarcat, acesta alt om extrem, extrem de hulit în România. În momentul de față s-au vindecat și dosarele, s-a vindecat tot, omul e liniștit, acum vine la televizor din postura de analist, om care a trecut prin multe, nu știu dacă ați văzut, ăștia toți foștii
Așa, toți acum, în momentul de față, vin și vin cu, sub această egidă. Dom'le, vin cu experiența. Dom'le, Adrian Năstase, o să discutăm și despre domnul Adrian Năstase. Acum vine ca evaluator al situației. Domnul Băsescu și dânsul era aici acum câteva zile, tot așa, ca evaluator al, al lucrurilor. Vine și analizează și dă o tentă. Dom'le, haideți să vă spun, adică vine cu, din postura bătrânului care a văzut multe și Victor Ponta și nu-i compar pe Băsescu și Victor Ponta, nu trebuie să vă enervați. Dar zic așa, toți foștii aceștia vin și ne spun ca și cum și undeva în senzație, în mintea noastră se creează această senzație că, dom'le, dacă ar mai fi continuat un pic, poate, oamenii ăștia, poate dacă ar mai fi... Deci vorbesc cu atâta competență și atâta învergură și amploare încât te gândești, bă, exact, dacă mai continua un pic, ăsta o rezolva. Ăsta a rezolvat țara aceasta. Uitați-vă și noi, dumneavoastră, vreau să-l mai lăsăm un pic așa pe domnul Dragnea, uitați-vă și dumneavoastră ce păr liniștitor are așa. E, unii pun, la un moment dat, știu că era la B1 TV după o anumită oră, se vedea o imagine filmată din Intercontinental cu mașinile din rondul acela de la piața universității. Stăteam și adormeam acolo, uitându-mă la așa, după care... mi-am creat acest obicei de a mă uita la Digi24, sunt doi jurnaliști acolo, Pândarul cheamă pe unul și pe celălalt, cum îl cheamă, Negruțiu, ceva de genul ăsta. Deci ai senzația, acum adorm cu, până acum adormeam uitându-mă la rondul de la piața cu mașinile care se vin, dom'le, adorm cu oamenii aceia, ai senzația că doarme cineva la ei în studio și la un moment dat a dormit și domnul Teodorovici, am văzut, ai senzația că doarme cineva la ei în studio și vorbesc încet să nu-l deranjeze, să nu-l trezească. Asta se întâmplă și cu domnul Dragnea, uitându-mă la părul lui, deci ațipește așa, te ia somnul când te uzi la părul domnului Dragnea, e ceva foarte stabil, un tip calm, un tip liniștit, dacă îl vedeți în toate studiourile pe unde apare, bine, nu toate, că nu apare în multe studiouri, apare într-un singur studio sau într-o singură, sub o singură egidă, în fine. Cert este că domnul Dragnea e un tip foarte liniștitor în tot balamucul ăsta al vieții. Domnule, din când în când avem nevoie de domnul Dragnea să ne liniștească și vreau să dezincriminez, să predez practic pentru dezincriminarea preocupării pentru păr și pentru aspectul fizic. Ceea ce remarcăm, pare ceva neserios, pare ceva superficial, pare așa că un om care e preocupat de chestia asta, un om care are prea mult timp liber în viață. Și vreau să predez pentru dezincriminarea acestei chestiuni, dându-vi-l drept exemplu pozitiv pe fostul președinte al Franței, François Hollande îl cheamă. Omul ăsta apărea tot timpul în cadrul unor nenorociri. Și se întâmplau foarte multe nenorociri în viață. Deci exista, în jurul lui se prăbușea toată Franța, domnule. Deci aveai senzația că nu mai că n-are cum. Uitați-vă cum apărea omul acesta la televizor, de fiecare dată, la fiecare nenorocire, la fiecare conferință de presă, în creierii nopții, omul ăsta apărea, uitați-vă și noastră, un pic de păr are acolo în spate, dar e atât de bine manageriat, e atât de bine pus în scenă, e atât de bine, încât și ăsta îți dă o senzație de liniște. Gândiți-vă, după toate exploziile acelea și toate nenorocirile care s-au petrecut în mandatul lui în Franța, să-ți apară și cu părul răvășit omul ăsta în cap, să-ți apară practic trezit în somn așa, să apară și răvășitor așa, vă dați seama că dădea o stare de tensiune. Omul acesta își plătea frizerul, aici vreau să ajung, că avea a fost și un scandal foarte mare în Franța, își plătea frizerul cu $10.000 și multă lume a fost deranjată, chiar și în Franța se pune problema banilor și se pune problema banului public cheltuit anapoda. $10.000 îi costea pe francez freza domnului Hollande și ca să vreau să vă apar și în fața noastră pentru, poate că există telespectatori deranjați în momentul de față de ideea că dom'le, ce vine băiatul ăsta să ironizeze părul, care-i problema, poate sunt oameni care mă rog, au păr, poate sunt oameni, am deranjat pe multă lume cu comentariile, dar vreau să vă explic, am un prieten, Răzvan Zanfir, aici de față. Bună seara, Răzvan. Bună seara, știe. Nu vreau să pară că nu... Vorbi 15 minute despre păr, mă gândesc cu ce te pot ajuta eu în această emisiune. Păi exact, știi că de obicei, de regulă, când vorbesc cu oamenii despre etnia romă, eu am foarte mulți prieteni de etnie romă, când vorbesc despre cetățeni gay. La nimic cu Chelio și chiar cunosc. M-ai adus așa de corectitudine politică, m-ai invitat la emisiune. Și te-am adus ca să nu pară ca în ceva, Doamne ferește, pe care de CNCD. Da, exact. Și mi se pare totuși importantă. Doamne, dacă poți să te ajut, te ajut. Doamne, poți să-ți pun mărturie. Nu e, Răzvan, nu e o formă de jurnalist, vi recomand în momente crunte, când e mai crunte. Cele mai grele momente. Momentele grele ale acestei țări, vi recomand cu adevărat dificile. Pe Răzvan Zanfir, toate momentele sunt dificile și vi le recomand și pe premierul Tudose. Premierul Tudose, Răzvan, mi se pare foarte important cum îi stă omului părul, pentru că ce are pe cap, uneori e semnificativ, nu tot timpul. Răzvan, nu tot timpul. Dar unor este... Mă gândeam că o să mă întrebi și pe mine când o să am nevoie de o coafeză. Pregătiți-mi și un răspuns.